Как неоднократно подчеркивал президент Путин, мы с неизменным уважением относимся к украинскому народу, его языку и традициям. Не намерены каким-либо образом ущемлять интересы граждан Украины, с которыми нас объединяют не только общая история, цивилизационное, духовное, культурное родство. Pe 1 martie, în ziua în care ministrul rus de externe Sergei Lavrov făcea această declarație în cadrul teleconferinței ONU, o rachetă a lovit clădirea Consiliului Local din centrul Harkovului. Potrivit jurnalistului Hristo Grozev de la Belinchet, racheta este un model care nu se află în dotarea armatei ucrainene, dar este folosită de forțele ruse. În urma atacului au murit cel puțin 9 civili, dintre care un copil. Presa din Belarus face însă jocul Rusiei, spunând că atacul de la Harkov ar fi organizat de naziștii ucraineni. По предварительным данным, был нанесен авиаудар. Речь идет об очередной провокации нацистских боевиков. Asta e teza principală a instrumentelor Kremlinului de propagandă prin care explică distrugerile din orașele ucrainene. В Херсоне прямо в эти минуты националисты ведут огонь по жилым кварталам. În încercarea de a se distanța de aceste evenimente, Rusia a pus responsabilitatea pe forțele armate ucrainene, răspândind un alt fals, precum că racheta care a lovit pe 26 februarie blocul locativ din Kiev a fost o rachetă Buk-M1, lansată tot de ucraineni. Potrivit surselor consultate de stopfake.org, racheta care era una aerosol, adică lansată din aer, nu putea fi o rachetă Buk, care este de tipul sol-aer. Mai mult, traiectoria acesteia sugerează că ținta era aeroportul Sikorsky, obiectiv care se încadrează în strategia Kremlinului de bombardament asupra infrastructurii strategice a Ucrainei. Rusia nu poate recunoaște că a lovit obiective civile și acuză trupele ucrainene drept incompetente, capabile să lovească în propria populație, pentru că principalul mesaj transmis de Kremlin este că armata rusă nu atacă obiective civile, iar războiul nu este îndreptat împotriva oamenilor pașnici. Високоточным оружием российских вооруженных сил выводится из строя только военная инфраструктура. Это объекты противовоздушной обороны, военные аэродромы, авиация вооруженных сил Украины. Россия не собирается бомбить и не бомбит мирные города, в отличие от этих иродов. Позиция este intens promovată de canalele oficiale ruse de comunicare, care sunt preluate de către mass-media și liderii de opinie proruși din Moldova. Afirmațiile sunt preluate drept veridice de către mulți simpatizanți ai Rusiei care retransmit același mesaj. Însă doar în primele 7 zile de război au fost uciși peste 2000 de civili, susține Serviciul Ucrainean de Stat pentru Situații de Urgență. Iar Human Rights Watch și Amnesty International au confirmat că trupele ruse au folosit în Ucraina bombe cu dispersie, care sunt interzise în peste 100 de țări. Acestea nu sunt arme de precizie și nu pot ținti un obiectiv exact, ci conțin explozivi mai mici, care sunt împrăștiați pe suprafețe mari, ceea ce poate omorî mulți civili. Cluster bombs, which are basically dumb bombs that are exploded sort of in the air with fragments or local clusters falling down on a saturated area, and these are completely indiscriminate bombing. Belinchet susține că trupele ruse au folosit aceste muniții în mai multe cazuri decât cele documentate. În fiecare zi de la începutul conflictului, sursele de informare ucrainene și internaționale reflectă atacurile rachetelor ruse asupra obiectivelor civile, zone rezidențiale, blocuri locative, grădinițe, centre educaționale, sedii administrative. Conform comandantului principal al forțelor armate ale Ucrainei, de la începutul invaziei, Rusia doar în primele zile a lansat 113 rachete operative tactice de tipul bazei terestre și maritime, Iskander și Calibr, în orașe și sate pașnice ale Ucrainei.
Astfel, în perioada 26 februarie, 1 martie au fost filmate și publicate filmări cu momentul sau rezultatul loviturilor de rachete asupra mai multor obiective civile din orașele Kiev, Harkov, Kherson, Melitopol, Chernigov, Kramatorsk, Dnipro. Ambasadorul Ucrainei în SUA a acuzat Rusia de crime de război pentru atacurile cu rachete și bombe termobarice asupra obiectivelor civile din Ucraina. But we are absolutely appalled by the Russian crimes against humanity which we see throughout Ukraine. The Russian army attacked kindergartens and orphanages. Civilians are directly targeted. If civilian residences or locations are targeted, that is a crime. And it's no defense to say that there may be military necessity if wide-ranging weapons are used. Și înaltul reprezentant al UE pentru politică externă, Josep Borrell, a declarat că atacurile asupra țintelor civile din Ucraina constituie o crimă de război.